Se pare că cineva se bucură de spălătorie auto. Ia te uită! E chiar Tom! E ziua curățeniei, nu? Apoi urmează micul Tom? Dar unde este micul Tom? Să sperăm că nu pune la cale vreo năzdrăvănie. Salutare, micule Tom! Ce pui la cale? Te joci cu panoul de comandă al tatălui tău? Poate că nu ar trebui să te joci cu asta, Tom. Nu, micule Tom, oprește-te! Tatăl tău e acolo! Oh, nu! Bietul Tom a cam încasat-o! Știm că nu ai făcut-o intenționat, micule Tom, dar nu ar fi trebuit să te furișezi în camera de control. Sunt sigur că tatăl tău nu se va supăra. Dar va trebui să-l duci la spital, ca ambulanța Amber să-l facă să se simtă mai bine. Salutare, Amber! Cred că te întrebi ce se întâmplă de micul Tom îl tractează pe tatăl său. Păi, a fost un accident la spălătorie auto. Și Tom a cam încasat-o de la unul dintre utilajele de acolo. Îl poți repara? Mulțumim, Amber! Micule Tom, urmează-o pe Amber în spital. Micuțu Amber, te-ai putea juca cu micul Tom în timp ce mama ta îl repară pe tatăl lui? E de foarte mare ajutor! Amber, dar ce ai acolo pe tava aia? Niște picături de ochi, o găleată cu gheață și ce e chestia aia, Amber? Ca să verifici ochii lui Tom? Ah, mai întâi vrei să-i dai lui Tom niște gheață pentru cap? Nu-i așa că e bine, Tom? Ești pregătită să verifici ochii lui Tom acum că se simte mai bine? Stai puțin, unde a dispărut instrumentul ăla? Oh, micuța Amber l-a luat. O imită pe mama sa. Ce drăguț! Mai bine l-ai aduce înapoi acum. Mama ta are nevoie de el. Păi, ăsta pare în regulă. Of, Doamne! Cred că Tom are săpun în ochi. Tom, Amber îți va pune câteva picături în ochi. Ar putea înțepa la început, dar te vei simți mult mai bine pe urmă.
Pe locuri? Fiți gata? Uite că vine! Excelent, Tom! Ai fost foarte curajos, iar ochiul tău e mult mai bine acum. Distracția s-a încheiat, copii. E timpul ca Tom și tatăl său să se întoarcă acasă. Amber, mulțumim că ai avut grijă de Tom. Și-ți mulțumim și ție că ai ajutat și tu, micuțo Amber. Nu uita să oprești să iei o bomboană la ieșire. După bomboană, mai bine v-ați grăbi acasă. Se cam întunecă. Așa este. E timpul pentru băiță și povestea de noapte bună. Din fericire pentru tine, micule Tom, tatăl tău se pricepe să opereze spălătoria. Noapte bună! Salutare, Dane! Ce pui la cale astăzi? Vrei să dărâmi zidul ăla? Atenție! E foarte înalt! Bună treabă, Dane! Hei, ce s-a întâmplat? Umflătura aia pare dureroasă. Ce s-a întâmplat? Ai fost lovit de o cărămidă? Of, Doamne! Mai bine am merge repede la spital. Amber va ști ce e de făcut. Bună, Amber! Dane a fost lovit în cap în timp ce lucra la șantier. Vine încoace chiar acum. Ai putea ajuta? Charlie, Amber spune că poți pleca acasă acum. Bună, Dane! Uite-o pe Amber, îți va verifica rana. Du-te și urmează-o pe Amber în cabinet. Înainte de toate, Amber trebuie să se asigure că ești puternic și sănătos. Scoate limba, Dane. De ce ai nevoie, Amber? De o spatulă pentru limbă? Micuțo Amber, ai putea aduce una? Gel antibacterian care să țină rana curată. Ce urmează, Amber? Dane are nevoie și de bandaj? Ai putea găsi unul, micuțo Amber? Bun, în regulă!
Of, Doamne, micuțu Amber, ești acoperită complet în plasturi lipicioși. Asta este, Dane. Te vei simți mai bine imediat. Minunată treabă în echipă, prieteni. Mai bine te-ai întoarce la șantier. Să fii atent, Dane. Să nu mai ai accidente. Ne vedem în curând. Bună, prieten! E mult de muncă pentru astăzi, nu? Umpleți groapa aceea din pământ? Mm-hmm. Păi, mai bine v-ați întoarce la treabă atunci. Charlie, unde vrei să pui toate cărămizile astea? Mm-hmm. Deasupra gropii? Mm-hmm. Bine, dar fiți atenți, prieteni, să nu vă ciocniți unul de celălalt. Of, Doamne! Prieteni, sunteți bine? Hmm. Charlie, tu ești bine, dar tu? Ce s-a întâmplat? Prieteni, v-ați ciocnit unul de celălalt destul de puternic. Stați liniștiți, să mergem la spital. Amber va ști ce e de făcut. Bună, Amber! Charlie și Christopher s-au accidentat unul de celălalt pe șantier, iar Christopher are o vânătaie mare de tot. Poți ajuta? Ia uite-l! Haide! Urmează-o pe Amber în cabinet. Charlie! Nu tu! Așteaptă aici. Prietenul tău se va întoarce imediat. Înainte de toate, Amber vrea să-ți ia temperatura. Stai liniștit, Christopher. Nu doare. Micuțu Amber, ai putea aduce termometrul? Mulțumim! Acum deschide gura. Nu tu! Amber trebuie să ia temperatura lui Christopher, nu ție. Ce scrie Amber? Temperatura lui Christopher e perfectă? Minunat! Acum hai să facem ceva cu vânătaia aia. Ce e asta? Unguent ca să nu mai doară? Ce urmează? Trebuie să înfășurăm bandaj în jurul mixerului lui Christopher? În regulă! Micuțu Amber, crezi că ne-ai putea ajuta? Acum, Christopher, dacă dai drumul la mixer, ar trebui să se înfășoare peste tot. Minunată treabă, prieten! Nu uita să iei o bomboană la ieșire, Christopher! Uite-l pe Charlie. Te aștepta să ieși. La revedere, prieteni. Ne vedem în curând. Dar unde atâta grabă, Matt?
Urmărești un vitezoman? Aha. Hei, tuse asta nu sună prea bine. Ești bine? Păi, dacă spui tu, ia uite-l. Matt, ar trebui să încetinești. Să mergem să o vedem pe Amber. Te va ajuta să-ți treacă tusea și apoi te poți întoarce să-l prinzi pe vitezoman. Bună, Amber, micuțo Amber. Matt, mașina de poliție, are o tuse urâtă. Îl puteți ajuta? Da? Minunat! Of, Doamne! A început tusea din nou. Urmează-o pe Amber în cabinet. Amber, cu ce vrei să începi? Să diagnostichezi problema examinând limba lui Matt? Scoate limba, Matt! Așa este! Matt, ai putea face ce face micuța Amber? Ce s-a întâmplat? Gâtul lui Matt e umflat și iritat? Crezi că ai avea ceva care să-l ajute să se simtă mai bine? Ce e asta? Sirop ca să liniștească gâtul lui Matt. De ce altceva mai avem nevoie? O lingură? Liniștește-te, Matt! Nu poți primi mai mult de atât. Ce altceva mai putea face pentru Matt? Să-i calmăm gâtul? Bine! Și ce am putea folosi? Știi tu, micuțo Amber? Cuburi de gheață! Excelentă treabă! Cu atenție! Nu lăsa cuburile acelea de gheață să alunece pe podea! Minunată treabă, prieten! Mulțumim pentru ajutor! Matt, nu uita ca la ieșire să îți iei o bomboană! Excelentă treabă, Matt! Ne vedem data viitoare! Bună, micuțo Katie! Bună, micule Tom! Văd că vă distrați de minune! Vă jucați ceva? Ce joc interesant! Tom, numără până la 10, astfel încât micuța Katie să poată avea un avans! Mai bine ai încetini, micuțo Katie. Dacă devii prea extaziată, ai putea avea un accident. Of, Doamne! Micuțo Katie, ești bine? Mai bine ai merge la spital și ai lăsa-o pe Amber să-ți verifice rănile. Amber se va îngriji de tine. Bună, Amber! Micuța Katie a avut un accident. E destul de răvășită. Ai putea să o ajuți să se simtă mai bine? Micuțo Katie, Amber te poate primi acum. Să o urmăm în cabinet. Micuțo Amber, micuța Katie a avut un accident. Mergea cu viteză la locul de joacă și nu era foarte atentă pe unde conducea.
Micuțo Katie, Amber îți va asculta motorul. Rămâne mișcată puțin. Totul pare în regulă. Hai să ne uităm la zgârieturile și tăieturile de pe fața ta. Amber îți va curăța tăieturile, va scoate sticla din far și te va bandaja micuțo Katie. Acum e momentul pentru un guen și câteva bandaje. Avem nevoie de plasturi, nu de rola de pansament. Nu, nu acelea, micuțo Amber, cutia cu plasturi. Of, micuțo Amber. Asta este micuțo Katie. Bea asta. E important să bei o mulțime de lichide. Gata, micuțo Katie. Ești plasturată toată. Amber, îți mulțumim că ai îngrijit-o atât de bine pe prietena noastră. Așa este. Acum poți să mergi să alegi o bomboană din aparatul acela gigantic de bomboane de pe hol. Micule Tom, micuța Katie e gata de plecare. Voi doi ar trebui să o lăsați mai moale în după-amiaza asta. Bună idee! Mai bine vă jucați ceva mai liniștit. Distracție plăcută, prieteni! Atenție să nu vă răniți! Ne vedem data viitoare!